suntem aici pentru lansarea astăzi fac pe Gaza Elitei Humanitas, cu toate că nu era pregătită pentru postura asta. Suntem aici pentru lansarea selecției pe care profesorul Lucian Boia a făcut-o din notele informative ale unui personaj cunoscut în vieții noastre literare și artistice. E vorba de scriitorul și criticul de artă Petru Comăneșcu, pe care îl găsim în titlul acestei cărți și în conținutul ei, sub semnătura pentru vârsta cunoscută, agentul Anton. Este una dintre cele mai tulburătoare apariții, în convocarea căreia mă simt alături profesorul Lucian Boia Firește și doamna Germiana Guț, care este director al Direcției Investigații la Consiliul Național pentru Studierea Activelor Securității. O să aflați din carte și din cele ce vor spune dumneavoastră extrem, extrem de tulburătoare. Am să încep puțin eu această istorie fascinantă în oroarea ei, ca să zic așa, pentru că o să vorbesc pe poziția celui obișnuit cu scrisul lui Petru Comăneșcu și al generației pastoase din care el face parte. Petru Comăneșcu a fost până astăzi, pentru cei mai mulți dintre noi, inițiatorul și animatorul grupului Criterion, care a dat acele faimoase conferințe și care a dat niște nume pilon ale culturii române. Apoi, după 60, unii dintre noi știm că Petru Comăneșcu a devenit o semnătură conformă cu linia regimului instalat după 44, dar ceea ce aflăm aici este de cu totul altă dimensiune. Avem în față selecția profesorului Boia din cei 6 ani în care Petru Comăneșcu a fost, până la moartea lui, informator al Securității și a fost în această postură cu calitatea pe care o avea în mod natural, aceea de mondel, aceea de frecventator încă dinainte de război al celor mai bune case din București, al celor mai elitare medii din România și din București în mod special, și ca atare ușor de infiltrat și ușor de folosit pentru securitatea comunistă, cu detalii despre toți cei pe care îi întâlnea și pe care vorbea. Agentul Anton va rămâne un personaj turfuros foarte tare al literaturii române, pentru că profesorul Boia o spune deja în față, notele lui informative au o stilistică extraordinară. Scriitorul cu numele Agentul Anton are de multe ori strălucirea care nu i-a reușit pe termen lung sau pe suprafețe foarte mari scriitorului Petru Comăneșcu. Este aici o poftă calofilă în redactarea acestor note care uimește, deși ne-am mai întâlnit cu ea, unii dintre dumneavoastră poate știu, în notele informative ale criticului literar, istoricului literar Marian Popa, și de asemenea în notele informative ale, în fine, altor personaje ale literaturii. Nu vreau să lungesc prea mult această lansare pentru că trebuie să ajungem la plebiscit. Despre agentul Anton o să aflați de aici că a fost turnătorul foarte multor istorici de artă, scriitori, artiști, congene care frecventau măcar epistolar pe cunoscuților și rudelelor din țară. De asemenea, a fost cel care a povestit securității ce anume s-a spus la reîntâlnirea cu un mare prieten, cum era Mircea Eliade. Este în același timp cel care a încercat să pună notele informative în mod straniu și propriile lui păreri, de multe ori foarte favorabile, despre cei pe care îi pregna securității. Este o dedublare despre care de asemenea domnul Lucian Boia vorbește într-o față foarte bine și veți avea acolo o mulțime de chei. Eu vreau doar să vă dau o mică
este sub cordonul de pe marginea trotuarului, clădirea este în reparație și așa mai departe. Sunt adevărate groze aceste note informative. În cazul lui Andrei Cădere, un personaj el însuși și portretistul Anton, alias Petru Comarnescu, este fabulos. Veți găsi detalii pe care nu aveți de unde să le aveți. Tinerețea acestui artist extraordinar, extraordinar de interesant. O să vă arate un personaj fragil, un personaj care nu știa cum să treacă neobservat într-o lume extrem de agresivă și care îl capturase cu totul. Mi-am mai notat aici un singur caz care de asemenea bănuiesc că vă este mai puțin familiar decât alte nume pe care le veți întâlni. Este vorba de notele rezervate istoricului de artă Remus Niculescu. Este unul dintre cei care chiar trebuie să fie pătimiți în închisoarea comunistă pentru notele informative ale agentului Anton. Remus Niculescu avea 30 de ani atunci când scrie despre el pentru Comarescu. Nu putea să-i reproșeze altceva decât că nu se aliniază principiilor marxist-leninismului. Admite, îi recunoaște calitățile și practic etalează o cantități enorme de gesturi anodine ale unui lucrător în Institutul de Istorie a Artei, alături cu o antipatie personală, cum veți găsi în foarte multe alte note. Mulțumesc pe doamna Gemina, mă aveți să le spun acum câte ceva din dedesubturile pe care nu le vedem aici, dar pe care dumneavoastră ei le știe, acestui dosar